Blană, băieții care vă uitați acolo, bine ați venit pe un nou episod de podcast față în față. Și de când l-am mai făcut? În 6 luni de zile, cred că 7 luni de zile. Pandemia. Pandemia, tată. Bine, în podcastul ăsta fiecare dintre noi a intrat cu un test, ce să zic treaba asta oare, ca să nu... Le-am pupat înainte, adică nu rău. Mă rog. Vă dau fratele Conacu, bine ați venit la un nou episod de podcast alături de... Daniel Nelly. Daniel, te zici de... Daniel, da. Păi Nelly pe zonă, brotherilor. Și shout-out la băiatul tău acolo care e în spatele camerei. NTG. NTG acolo în spatele camerei. Bă, băieți! E un băiat nou ăsta. Da? L-ai luat sub aripa ta? Nu, e fratele meu. Frac tu pe bune? Ah, ok. De ce știu? Înainte să dăm drumul la cameră, făcea: eu sunt chill, tu ești agitat. Și acum l-ai văzut, a făcut de 20 de ore așa într-un minut când am încercat să-ți fac intro. Deci tot eu sunt agitat. Păi îmi vine să mă uit la mine. Bă, salută fratele Conacu și bine v-am găsit la un nou episod de podcast. Nimeni altul decât Nelly, Daniel Nelly, astăzi la podcast. Sper să vă placă episodul încât să îl apreciați cu un lichean. Subscribe la oamenii noi, link-urile în descriere acolo de la tot ce spun zi. Instagram, TikTok, YouTube, ai. Am Instagram și YouTube. OnlyFans. Doamne ferește. Ai OnlyFans? Mamă, m-am uitat așa. Bă, nu am, dar am văzut că e la modă să aibă și artiștii. Bărbați? Bărbați. Dar... Și ce pula mea arăți acolo? Bă, nu cred că se folosește ca pornografie în România. Deși el inițial așa e. Poate... Da, bă, nu. Bună mea, nu fac multe că ține aici la ținul la mijloc. Bine ați venit la noul podcast. Știți voi cum stă treaba, 3 întrebări, prima pe care o știe toată lumea. În aplauzele voastre, stați acolo cu minței, eu le pun cu premieră, știi? Și de fiecare dată când le pun cu premieră, mă uit ce scrie fiecare în chat acolo și acum ei sunt la modul de să salută acum. Bă, intră pe chat, să salută. Acum salut. Am vorbit, nu se salută ei între ei. Moderator, cu user, cu cunoscut, cu văr. Mai intră o gancică pe aia. Da, am Instagram, da, deci țineți-vă Instagram la deoparte. Cine e Nelly? Bă, ăla care se ceartă cu toată lumea. cred că așa știe lumea. Atât am făcut eu în ochii lor. Glumesc, mă, frate, și eu îți dai seama, asta e partea aia de răutate cu aia. Nu, mă, frate, eu sunt Daniel, sunt băiatul ăla pe care lumea l-a cunoscut la Battle prima oară. Dar nu sunt Daniel în pula, sunt Nelly cu aia, de fapt. Nu mai știu, okay. Frate. Eu sunt serios, acum tu ești agitat, vezi? Vă schimb de roluri, ok. Nu, cine e Nelly? Cum te caracterizezi tu într-un minut? Asta e ideea. Bă, îmi place să fiu sincer. Așa se numește și tot ceea ce fac eu în muzica asta, albumul meu și tot ceea ce urmează. Mă ceartă ăștia că nu l-am scos la timp, de mult timp. Eu am făcut așa o pauză, în fine, să mă caracterizez. Bă, eu sunt un băiat care vrea să facă treabă în așa fel încât să lase în urmă ceva ce poate ajuta mai departe lumea să evolueze și la rândul meu să primesc ceea ce merită la viață. În rest... Deci nu faci muzică doar pentru tine? Niciodată în viața mea. La început m-am apucat de treaba asta când cântam muzica rap de la noi, de România, de la alți artiști. Dar după aceea, la început, ca orice copil, pentru asta o cântam. Să primești și eu șmecherie, să fiu și eu băiat adevărat, să vadă lumea cu cine sunt și eu, să mă fac și eu un renumit, să zicem deci așa. Deci ai făcut muzică pentru tine, practic? Normal, îmi plăcea mie să fac muzică, mă vedeam să fac asta, artist cumva, sau pot fi spui așa, să fiu eu pe scenă, să fac eu treaba asta cu microfonul cumva. Și după ce am început să prind la oameni și să... Muzica mea e destul, pe lângă disuri și alte caterinci de fumat și alte șmecherii de-astea, care nu sunt șmecherii de fapt. Cam asta, să înțelege lumea, adică ce pula mea cânti aia crede lumea despre tine, știi? Cum ne-am apucat înainte să filmăm, să vorbim despre treaba aia, pula mea, arme, zloboz, gloanțe și tu, pula mea, ții șuturi în cură la curs de stradă, știi?
se întâmplă și acum. De obicei, ăștia care vor să arate treaba asta au pățit destul de multe chestii nasoale în trecut și lumea i-a tratat într-un fel josnic. Și acum au nevoie să arate la oameni că ei sunt șmecheri, da, și că au devenit cineva, că au niște lucruri. Și Lil Danny, ce pula mea pățit, mă, cu aia? L-a bătut la creșă? Ce-a făcut pe ăla? Gândește că ăla e un copil de 7 ani care vede pe internet că doar asta se vrea din suflet. Crezi că asta el a venit și de asta? Tatălui probabil, el s-a dus la tatălui, tati, vreau să fac și eu muzică. Și tatălui, ca un părinte care își iubește copilul, a zis, vină tatăl să faci asta. Ca un părinte care își iubește copilul și ca un părinte care... Deși... Nu ține cont de... Cred că nu, ăla nu oferă un parenting. Adică, crezi că are parenting copilul ăla? Nu știu, cred că trebuia să-și luăm la protecția minorilor. Sună la protecția minorilor, am sunat aia cu Leo de la Dani Mocan. Trebuie să văd cum dansează fata aia acolo, în clipul ăla. Asta nu e normal, Nu știu. Copilul ăla face îngeraș și în ban, mă. Ce pula mea mai vrei? Băi, e amuzant și nu mi se pare că sună rău vocea lui și copilul așa are swag-ul ăla de... Trumpul ăla așa, îl înțeleg. Asta înseamnă, nu susțin, nu ajut, nu îmi place. Da. Încerc să înțeleg și eu care-i treaba asta și ce le place la oameni. Ce crezi că ar trebui să știe primul om care te vede despre tine? Anumă că primul om care vede pe Daniel, nu Nelly, că... Bă, cum adică să știe? Adică la modul te vede, știi? Tu ai multe chestii pe care el nu le știe, că n-are cum să te cunoască un om din prima. Normal. Ce ar trebui să știe el ca să... Să primești, știi că omul de obicei ai 5-10 secunde la început în care îți faci o impresie despre el. Și greu ți-o schimbi. Bă, trebuie să știe că indiferent de ceea ce s-a văzut pe internet sau ceea ce am lăsat în urmă de-a lungul timpului, eu am niște valori morale foarte puternice și o credință în sinceritate de tovarăș, de prieten, de colaborare, în care să fie totul cu adevărat true de la fiecare cuvânt, de la început, de la salut, până la dă-te-n gâtul mătii la final sau te iubesc să trăiești. Bă, cu asta cu te-n gâtul mătii, să știi că mi se întâmplă, eu prietenii mi înjur foarte mult. Bă, da, și eu, și am și versuri despre asta. Nu e frate dacă nu ne jur de morți sau... Ok, mamă, ne-am aventurat așa tare. Ai 26 de ani, da. Doi copii să-ți trăiască, da, fată și băiat sau băiat? Două fete. Nu iese din tine, nu iese amânța de băiat. Te gândești la al treilea acum, nu? Ai dat două fete. Mi-a plăcea să am mulți copii, dar nu la modul ăla. 20, 30. Cât de mulți? Cât se poate, gen mi-ar plăcea să am o familie la modul peste 20 de ani de acum, să am mulți copii care și ei să aibă niște copii. Și să fie o masă de aia. Și copilul copiii să aibă și copiii și copii. Să lasă în urmă niște sânge de ăsta de... Mamă! Coiercius ești! Coiercius! 26 de ani, doi copii. Coiercius? Da. Nu știu, să-mi bag pula, dar aici vine numele meu, Conacu. Că în ultimul timp, dacă vin foarte mulți oameni care nu mă cunosc, dar bă, da, ok, ești pula Caterinca, Panorama. Dar de unde e Conacu? Că prima oară când m-am afișat și eu aveam și 10-15 oameni care mă urmăreau, eram, bă, am casă mare, mă, dați-vă în pula mea, Conacu. E Conac, că asta-s bine, când zici Conacu, ce te gândești? Am Conac, casă mare. Da. Și după aia când am văzut că vin oameni și mai vin și oameni care stau pe lângă mine și mă cunosc, eram... Bă, am casă mare, dar nu e de la aia. Și am început să zic exact varianta bună. M-am apucat de PUBG eu, știi? Și când m-am apucat, pe un chimil cu aia îl chema Coiercius, mă. Deci el a venit cu numele ăsta, Coiercius, pe PUBG. Și eu am venit cu Coinescu. Să fim în duo. Ne-am urmărit mereu toată viața, el mai mare. PUBG acolo? Da. Și am zis, bă, dar eu nu vreau să fiu doar Coinescu. Să fie ceva legat. Și a venit cu Conacu Coinescu. Și a plecat Coinescu, a rămas Conacu. Și atunci a rămas doar așa. La Coiercius. Și tu acum ai... Bine, Coiercius în capul meu rimează Confucius. Și Confucius a fost un mahăr. Sau ce plan a fost? Un drag care gândea mult. Cred că da. Tu gândești mult? Bă, gândesc non-stop. Da, nu, plac, eu nu fac yoga, știi că... Bă, nici eu nu fac yoga, dar știu niște chestii de-astea de energie spirituală. Mamă, crezi în ce cred astea? Bă, nu cred la modul ăla budistic, șamanistic, pula mea. Șamanistic? Dar cred că viața asta are mai multe chestii decât... Reîncarnare? Poți să-i spui așa, dar e mult spus. Dar dacă tu crezi că viața așa e, gen, te-ai născut degeaba? Da, mă, pula mea, te naști? Care sunt sentimentele tale degeaba pentru treaba asta? Păi cum? Sentimentele mele pe care le
pun în viața asta? Păi și care sunt rostul? Se nasc. De ce noi trebuie să învățăm niște chestii dacă viața e încă ca? Ca să te poți să reușești, mă, să rămâi în viața asta. Ce înseamnă să reușești? Păi să reușești înseamnă să duci viața asta, parcursul ăsta de la un an sau de la zero până la vârsta când mori, când crăpi. Păi și atunci când un om are de boală de cancer sau când ești lovit într-un accident, Doamne ferește? Pula mea, ghinion! Adică... Bă, n-are cum să fie ghinion. Hai, poate karma așa. Tu ai noroc, gen, tu ai noroc și el are ghinion. Că trăiesc, da. Crezi în Dumnezeu? Bă, cred, dar nu stadiul ăla prost de biserică. Asta ziceam și mai devreme de energie la modul ăla. Mă, cred că îl găsesc aici, știi, la mine. Bă, fac o rugăciune unde? Mă duc la tine în baie, mă duc la Nelly în baie și vreau să vorbesc cu Dumnezeu. Doamne, mă auzi? Da. Dă să scap cu viața de aici, dacă asta simt atunci. Am trebuit să mă duc repede, caut pe Waze, care e cea mai apropiată biserică. Să mă duc la biserică și doar acolo mă ascultă Dumnezeu. Mi se pare ciudat. Da, nici eu nu susțin neapărat Biblia, biserica la modul ăla, dar cred în Dumnezeu că e ceva acolo care e cu noi. Mă rog, pula mea, politica și biserica sunt două subiecte care cred că ne depășesc pe mai toți. Că nu depui energie ca să înțelegi ce se întâmplă acolo. Bun, faci muzică. Ce muzică faci? Bă, fac hip-hop. Faci hip-hop, rap. Rap. Să știi că eu n-am o... Hip-hop are mai multe ramuri. Asta urma să zic, eu ascult, bă, ascult toate căcaturile. Deci dacă mă pui să zic artiști pe care am ascultat, îți zic și faci așa. Care-i preferatul? Că nu am. Adică de la, mă duc de la Rammstein până la Miley Cyrus, vin în, nu știu, AC/DC și mă duc după aia în Stevie Wonder. Na, de exemplu. Asta ai niște cultură. Păi da, îmi plac. Eu ascult muzică pentru urechea mea care mă... Am și dansat, poate că de asta. Am făcut dans. Tu le-ai cochetat cu dansul? Bă, n-am dansat. Nu prea știu să danse. Mi-e rușine să danse. De ce? Mă simt prost așa, că sunt prost, neîndemânatic. Adică dacă mă pot să dansez, sunt... Și care, prima impresie, și care impresie, prima impresie când te văd aici la studio, gen, ești cozy, intimate, așa, îți place mai mult să stai, ești ca un șoarece care se bagă, lucrează, bă. Și atunci este de, bă, dați-vă în pula mea, ce-am făcut. Având în vedere că nu prea ne cunoaștem și e prima oară, îți dai seama, la modul, eu sunt un fel de om, băgăm ești pula să moară familia mea, ce facem acum, băgăm ești pula în ei, să... Mă rog, așa sunt eu ca om. Lumea știe treaba asta. Doar că în ultima vreme am fost pe internetul ăsta numai un bezmetic ordinar care țipă și care înjură și care jignește și care intră exact în ceea ce își doresc alții de la mine să devin în ochii altora. Știi? Uh-huh. Și m-am gândit că ar fi cazul, mai ales de când am și copiii aia, Mamă, cum a sunat asta dacă vede nevastă, copiii ăia, adică, mai e și alții? Doamne ferește, păi, mai vreau să vină alții. Ok, tot cu aceeași femeie, să înțeleagă bine, tot cu aceeași femeie. Întotdeauna. Ok, bun. Eu mă tot uit la cameră, știi, și când te văd pe tine, te dai foarte mult dreapta ta, eu vin cu dreapta mea, vezi, ca să te vezi. Eu să nu vreau să dau seama. Dacă e bine, fai. Deci te-am zis, dacă nu le zic oamenilor, nu o să știe. Și tu erai la chill înainte de podcast și eu eram la agitat. Și acum tu ești la agitat, eu sunt la chill. Dacă stau pe ăsta, mă, cu aia, mă, bă, și eu cum să stau așa? E ok, măi, e ok. Pula mea, ce întrebări ți-au mai pus? Păi? Nu vreau să ne par neprofesional, că eu știu dacă vrei să spun întrebări. Apoi dar trebuie să vorbim da, ce nu mi s-a pus, nu? Că lumea știe dacă... Păi aia, că da, eu trebuia să le aud pe alea. Oamenii tăi nu știu dacă mă știu neapărat. Bă, eu sunt Nelly, puteți să mă căutați pe internet. Ăla eu, cu gura mare. Eu fac muzică, mi-a plăcut mereu să fiu băiat bun și lumea a zis că sunt bulangiul câteodată, dar mă doare în pulă, fac muzică adevărată și trebuie să știe toată lumea asta. Și inclusiv în prezent, acum eu îmi văd de treaba mea și... Ce înseamnă muzică adevărată? Muzica adevărată, da. Bă, din tot sufletul meu, fiecare cuvânt pe care l-auzi, bă, e așa cum e și nu e o chestie ca să prindă la omul care se uită la noi, care să impresioneze. Dacă auzi ceva, să știi că e cu totul adevărat. Cred că asta dar e. Eu chiar simți, da. Da. Nu e adică neapărat să prindă. Te-am împușc, da. Sunt șmecher, sunt nu știu cum, dar stai decât dacă chiar sunt, știi? Dar nu zic asta, deci nu sunt. Bă, deci practic tu cânti realitatea ta. Da, da, da. A mea, da. Și a ta, cum o văd eu. Și a lui, păi, da, și a da. Tuturor. Pa noastră o intuiești mai mult. Asta zic, cum o văd eu, realitatea voastră, cum o văd o eu. O intuiești, bun.
Care e cea mai tare piesă a ta? Nu există așa ceva. Fiecare piesă o faci din tot sufletul. Bă, nu, cea mai tare piesă, stai atunci, că te-am, eu prost. Cea mai tare piesă a ta, am stabilit înainte să pornim podcastul, am stabilit treaba asta. Bă, nu prea poți fără vizuri, fără cifre să reușești. Chiar dacă tu ești băiat bun, da? Deci am pornit la premisa asta. Bine, care e cea mai bună piesă a ta? După vizuri, după... piesa Parfum, care are vreo 9 milioane. Și aia o știe lumea. Parfum e piesă de dragoste, mai de radio, așa. Cu băiatul ăla? Cu Kid și cu Super Red. Ok. Kid care e dat dis. Da, suntem în regulă acum, să știe lumea asta. Gen... chiar dacă voi vreți să ne tragem de-alea în barbă. Mă, uite, eu nu înțeleg asta. Uite, convinge un om care te mai ascultă din când în când, dar nu o zic pentru podcast. De exemplu, acum am intrat în mașină, că pe navigație, pula mea, am Skoda, dar am navigație, am pus-o eu. Am intrat să ascult niște melodii, știam niște melodii de la tine. Prima melodie care îmi vine în cap și îmi place de la tine și mi se pare că e... după ce te-am văzut și prima impresie și te și reprezintă, toată lumea bagă. Mă, să-mi bag pula, dacă nu, aia, bine, poate că îmi place mie vibe-ul melodiei, dar bă, aia e... Da, urmează mai multe, dar urmează un gram jumate care e în același vibe. Dar nu e că e fumat. Nu e neapărat că e despre chestia. E reggae-ul ăla. Da, e catchy. Da, da. De ce n-ai făcut mai multe piese de alea, de exemplu? Pentru că eu nu o să fac niciodată doar de alea, pentru că eu nu sunt doar de la, eu nu sunt doar... Deci nu faci doar ce prinde. Dar nu a prins aia neapărat. Dacă ești un om așa, a prins dragostea, ar trebui să fac numai piese de dragoste. Nu, adică... Da, pula, da, nu știam. Că am încercat, am pornit de la premiza... A prins disul, mă, la mine, a prins Caterinca, a prins Battle-ul, că de acolo lumea a venit la mine. Câte disuri ai avut? Am avut reale. Băi, pula mea, disul scoase, mă. Adică cu cât ți-ai certat și ai pus piesă, ia mă, du-te în pula. Băi, păi a fost așa, i-am dat lui Lino odată, da. Când a fost să fie așa. I-am dat lui Kid. Astea sunt originale oficiale, cu adevărat. În rest, restul au fost doar înțepături, sneak diss-uri între noi, după piese, între oameni, lumea poate nici nu știe, alții le preconizează. Dar real, alea sunt cele două beef-uri pe care eu le-am avut în viața asta reale. Și am mai avut cu Jamie mai de mult, dar gen... Da, și lor i-am dat, da, și lor i-am dat dis, da. Numai că nu mai există nici la mine, nici la el, n-avem treabă. Suntem, da, dar sunt pe YouTube. Da, dar nu puse de noi. Păi, și dacă nu-i pusă de tine, înseamnă că gen, practic, nu mai ai treabă. Bă, nu. A rămas acolo. Suntem ok, mă, așa se face? Sunt ok și cu Kid, sunt ok și cu ăla. Eu sunt unul care nu știe despre treaba asta. Deci, eu îmi dau dis cu tine, da? Eram copil. Mă înjur, te înjur, un an, ne împăcăm. Dacă ne împăcăm, trebuie să dau piesa jos. Și tu dai piesa jos? Nu, eu nu e adevărat. Uite, eu încă m-am împăcat cu Kid, gen, adică ne-am împăcat, poate e și foarte mult spus. Ne-am înțeles să fim ok și să nu mai avem hate-ul ăsta de ură, că ăla mi-a făcut piesă de 12 minute, eu i-am făcut de 5 minute, vloguri între noi, chestii de-astea. Și ca niște oameni maturi... Bă, dar multă lume a avut ceva cu Kid. Pentru că atragi niște lucruri atunci când cânti despre niște lucruri. Și care erau totuși în concordanță, să zic așa, era părea... După vlogurile lui, că l-am urmărit și eu când la început era un fel de, știi, pe Dr. Ace, băiatul ăsta nou cu Petre, punea Petre, care povestește cum a fost la închisoare, bătrânelul mă, am nu ți-a părut nici măcar o dată la recomandate, nea Petre, sau un fel de Montana mă, Montana, da, știi pe Montana. Nu știam treaba asta, cum a fost Montana, la început ți-l pușa YouTube-ul și așa a fost și cu Kid. A venit cu vlogurile alea și el acolo era gen... Și tu vii după aia, bă, gata, știi? Adică erau, bă, ce pula mea, mă? Bipolaritate, dar, bă, o antiteză. Da, bă, bipolaritate, mă, lasă, că și eu sunt bipolar, cum? Că îmi schimb starea de la o secundă la alta sau ce? Dar nu-mi spune mie că tu vii și îmi zici zen. Și după aia să-ți trag la muie Nelly sau ceva, știi? Sau nu știu ce a fost între voi sau ce disul v-a dat. Eu pula nu am ascultat. În schimb, singurul disc pe care l-am ascultat despre tine a fost al lui Jamie, că ți-am spus că aveam legătură. M-am gândit la nebunul ăsta și înainte să vin la tine, nu știu, am mișit acum vreo o lună și au luat spaghete mă la 1 dimineață și mi-am zis, băi, spun o țigare. Dar și mie îmi dă să facem piese și nu facem nimica. De ce? Că e pula, tot grase? De fapt, stai că eu l-am văzut. A slăbit, bă, eram, de ce știu eu face o aplicație și a văzut de treaba lui
faci adică, o aplicație. Da, omul nu e fraier. Gen, da, mă, gen ce de treaba lui. La aplicații stai, aplicație... ai zis că a slăbit. Aplicație de slăbit. Nu mă, coaie. Măi, face... ai programator de la? IT-ist? Nu, el e. El a venit cu proiectul, cu conceptul. Ok. Și alți șmecheri fac asta. Că ai zis, bă, a slăbit și face o aplicație. Și am crezut că și-a fost de treaba lui omul și-a luat workout de la pe telefon, a făcut flotări și a slăbit. Asta era în capul meu. A slăbit. Era. Deci, ăsta e singurul disc pe care eu l-am auzit. Și, pula mea, conținea multe, multe detalii personale despre voi. Da. În disul, că uite, oamenii poate sunt și puștani care... Ce pula dis, mă? Bă, ce la dis? Dis e și foarte prost conceput în România, dis. Dis, lumea zice și dacă dai un vers, două, într-o piesă, într-o țepătură, de ce ziceam mai devreme, că l-ai dis. Pentru mine, dis e exact ce am făcut noi. Zici lucruri despre viață, povestești, dacă poți toată viața lui ăla, dai, te duci în... Dar mai povestit eu, te duci în adâncul adâncului, coaie, în tot ce înseamnă dis. Bă, bași mâna în măsa, practic. Și zici tot ce e de zis, coaie, indiferent. Asta înseamnă dis. Și disrespect, da. De acolo vine la disrespect. Și la fapt, la... Ai dat și tu cumva, gen, dominințe pătură când ai zis treaba asta cu... nu că dai un vers într-o melodie. Adică, îți fac eu legătură acum, așa a plecat disul sau biful dintre Doc și Ombladon. Că a zis ăla băiatul hi-hi-hi, că a semnat cu ha, v-a zis pe pulă târfelor, papa, că băiatul hi-hi-hi. Așa mi-amintesc de 300. Nu mă, ai așa... piesa după. Nu, asta zice așa acolo. Când vă aud fotul vă îngât, parcă mi-e dor de 3 sud-est. Da. Dar nu, el a pornit de la chestia asta, gen băiatul hi-hi-hi, că a semnat cu ha-ha-ha. Da, încă, în filmarea aia atunci. Și ăsta și-a luat trigger, cred, Doc, da, și a scos piesă, o piesă. 4 minute. A. Praf, se numește. Da. Și n-a fost bună? Ce părere ai? Mie îmi place disul, îmi place. Și după aia a venit cu melodia, dar totuși cred că a fost livrată. Mie mi-aș fi plăcut și Ombladon să dea un dis de la așa să văd. Dar genul ăla și-a văzut de treaba lui, că s-a văzut... Păi, să oricum sunt șmecher. Oricum ești. Înțeleg genul, înțeleg complet. Eu nu-l înțeleg, și de ce? Fii atent. A zis chestia aia în concert, că într-un concert a zis-o. Băiatul hi-hi, că a semnat cu ha-ha. Ăsta și-a luat trigger, Doc. I-a dat dis, dar bun, ai ce să-i zici. Depinde. Și ăla a ieșit cu un... Pula mea, gen... Cum trebuie, dis. Da. Poți să-l numești dis. Și cântabil, și cântabil, sau auzibil pentru noi, nu și știu. Și cu dume și, și cu dume bun. Și, mamă, vezi că îmi place zona asta de disuri, o să-ți mai... Îți dau una, că vreau părerea ta, că tu le ai, vezi? Tu e, eu caut acum cumva o... o confirmare de la tine dacă îmi place bine ce îmi place, știi? Ok. Și așa o văd eu. Deci tu ai spus că l-așa a văzut treaba lui că a fost șmecher, că l-a durut în pulă, îl înțelegi? Nu, îl înțeleg cum a gândit-o el. Ok. Dacă mi-ar fi dat mie, dacă eram eu rapper, gen să primesc disul de la Doc cum aș veni, eu îi dădeam înapoi imediat. Dacă asta am zis că mi-ar fi plăcut să dea și Ombladon. Adică... Lasă-mă să zic cum l-am văzut eu. În schimb, ăla a dat versurile alea, ăsta și-a luat trigger, i-a dat dis. Full, melodie full. Și el a venit cu o melodie dis în care a lovit mai mulți. Eu, și care e părerea mea când afle asta? El o avea pregătită. Cumva. De și a vrut să depinde. A dat mai mulți, mă, dintr-o dată, știi? Nu i-a dat lui direct. Ia, mă, dă-te în pula mea, tu. Asta e despre tine, Doc. Ce zici că avea pregătită? Ombladon. Ah. Când a ieșit el, mi se pare că răspunsul lui a fost hip-hop România. Era aceeași piesă. Piesa pe care a cântat-o la concert atunci, oamenii după aia i-au făcut disc pentru piesa aia și el doar a scos piesa oficial și piesa a venit și mai mult datorită faptului. Da? Da, e practic era făcută înainte. Deci am avut dreptate fără să știu. O avea dinainte pregătit. Da, dacă ei sunt așa, Ombladon a dat primul. Și ăsta răspunde și după aia pula asta practic a prepost, a readus. Cum se face repu? Mă rog, bun, și de ce ziceam de disuri? Că mi-e unul dintre cele mai bune disuri, bune, pula mea, plăcute. E din ăsta, vreau să zic recent, dar pentru mine e ultimul recent. Karma, mă, cum îi zice. Ghesu cu da. Cum se pare ce s-a întâmplat acolo? Și cum a pornit? Ți-a plăcut? A fost distractiv. Mai voiai ceva de la Chelu? Deși știi că nu mai ai. Nu era nevoie neapărat.
poate că mai voiam, pentru că l-a scos două, l-a scos unul, da, mai îmi doream să mai văd așa. Dar real, totul a pornit de la faza cu Ben Black atunci. Totul a pornit acum mulți ani de zile, când... Trei. Da, între piața lor de acolo. Ți-a plăcut? Cine ți-a plăcut mai mult? Mie mi-a plăcut amândoi, nu pot să zic... N-ai un preferat, nu? N-am la modul ăla, pentru că mi-a plăcut și cum a dat ăla cântat și așa, și care acum și-a abordat-o, mi-a plăcut și durerea în pula ăla care i-a făcut imediat într-o seară, i-a întors fiecare vers. Bă, dar asta e, să-mi bag pula, mai văzut asta? Unde mă, la Lino am văzut-o. Când a scos cu Abi, nu știu, pula mea, ce s-au certat ei că out of date, îmi trebuie update-ul. Când a scos pe melodia lui 6ix9ine, mă. Imediat ăla, Abi, ești fraier sau prost? Pula mea. Și a zis, domne, după aia a ieșit și a zis, domne, e prost disul, dar l-am făcut în 24 de ore, mă. Păi stai, mă, ce problemă, îl scoți și ia-ți cu ele în brațe. Da, mă, l-am făcut atât am putut eu, în 24 de ore. Dar zi-o așa, nu vii și spui, păi da, mă, dar stai un pic, că e făcut în 24 de ore. Nu ți se pare o diferență? Eu așa-și face. Da, mă, pula mea, atât am putut eu în 24 de ore. În loc să zic, bă, stați un pic, e făcut în 24 de ore. Roi. Ar trebui să-și vadă de treaba lor. Crezi că dacă și... Bine, ok. Subtil schimbăm subiectul. Cred că gen... Disurile e prea mult spus la ce se întâmplă acolo. Cum te-a apucat de muzică? Te-am simțit. Bă, m-am apucat de muzică prin... ascultând rap românesc și dorind... începând să cânt și eu aceleași piese pe care le auzeam. Și am văzut că merge Bibilica să fac la fel ca ăla care cântă. Am aceeași respirație, aceeași intonație, aceeași schimbare de voce. Și într-o zi mi-a zis un tovarăș, Coae, de ce doar cânti piese altora peste ei, în loc să îți faci și tu piesele tale? Și m-am gândit. Mai ții minte tovarășul care ți-a zis treaba asta? Da, normal. Chia se numea. Și ce mai știi de el? Bă, l-am văzut. Ești tipul ăla care oprește cu motocicleta oamenii în trafic? Da. N-am văzut acolo cum l-am oprit și băi cu aici să ceară pe acolo. Bă, ești nebun. Hai după. Vezi, bă, ce... Adică nu ce, neapărat ce mică e lumea, ce mari sunt posibilitățile, na. Care erau șansele ca omul care zice ție să te apuci, practic, să scrii tu piesele tale, să-l vezi într-un clip când stai în pula mea la două dimineața, așa, stignim, te uiți la Bucarest Bike Crafting sau cum îl cheamă pe băiatul ăla. Care șansele? Vrei să zic eu una care șansele? Toate. Nu, gen, să-ți povestești eu de la minuna, să zici tu care-i șansă. Eu am fost cu o tipă pentru care am mutat munții din loc în pula, am plecat în altă țară, da? Înainte de ea am fost cu o altă tipă pentru care n-am făcut nimic, da? Am plecat din țară cu asta, de o iubeam mult, am ajuns acolo, un cel mai bun prieten al meu, după ce am plecat eu, s-a combinat cu ea și când am ajuns în România, am aflat că de fapt s-a despărțit și de aia și cel mai bun prieten ăla a ajuns cu prima mea combinat. Care pula mea erau șansele, mă, coaie? Bă, suntem 7 miliarde, mă, oameni. Bă, nu neapărat, că nu era foarte bun prieten, dar a ajuns să se prieten. Care erau șansele, da? Hai că aia era în anturaj acolo la noi. Dar asta că nu știa nici pula, gen, n-aveam cea mai mică legătură. Am fost la Urbanism. Ai fost? Da. Am văzut. Dar s-au dus acum să-mi bau pula, cred că mulți, bă, am văzut și până Irina Remes. Da. Păi să-și facă și delirii treaba acolo, nu? Deci mi-e blichetă. Ia. Mi-a plăcut până la faza. Asta e a mea? Da. Mi-a dat-o mie. Până la faza mea. Bag, se mâna în buzunar, zic, pula mea. Dar nu mă așteptam să o văd în postaza aia, sincer. Bă. Nu mă așteptam să o văd acolo, na, poate. Bun, am plecat la chestia asta cu liriciștii, da. Mi-mi place foarte mult nimeni altul. Da, normal. Pentru mine el e the best, dar vezi, uite, un om care nu are treabă și doar ascultă, tu, un om care creează, care e cu ei acolo. La nimeni altul e the best forever în sufletele tuturor. De ce crezi asta? Pentru că așa cum mă simt când ascult piesele alea cu aia, nu mai ai, dacă asculti rapper de căcat, dacă asculti Așa Rămân, dacă asculti tot albumul ăla, este altceva. Nu știu, și adică... Cedric? De ce Cedric?
Cedric, pentru că când vine vorba de poezie, mi s-a părut că el are aptitudinile necesare de a vorbi despre rhyme scheme, despre lirică, despre cum, ce voiam să spun e că liricism înseamnă că ai rimat cuvintele de la final, că ai rimat sunt cel mai tare din par care toată lumea știe, băi, frații mare. Nu, asta nu te ajută cu nimica. Trebuie să rimezi cu totul. Tot, pe care tu le știi și eu nu le știu și probabil dacă mi le explici acum jumătate de oră și o să le uit probabil. Deci, Cedric, the best pentru tine. Și funk. Funk îmi place acum ce face, da. De s-a schimbat? A fost altfel? Nu. Eu nu știu nimic despre el, adică l-am văzut după două ori. Îmi place ce face n-a cineva din prezent, așa. Ba da, sigur. A scos și cu acel. De exemplu, nu m-a... De asta zic că nu m-a aruncat peste cap când l-am auzit la Watcher, știi? Și te întrebam pe tine, de ce el? Pentru că se joacă foarte frumos cu cuvintele. Vezi? Astea sunt... Nu cred că... Eu cred că nu are cum să ne placă aceeași chestie decât din pură întâmplare unui om care creează și în mediul ăsta și unui om care doar apreciază și ascultă mediul ăsta. E normal. E absolut normal. Tu o privești din punct de vedere ca ascultător, ce stare ai, ce chef ai să asculte la o melodie? Eu nu ascult melodiile astea, uite, deși nimeni altul l-am ascultat, știi, dar în moment nu mai ascult, pentru că nu mai vreau să mai ascult melodii dramatice, așa, știi, cu vibe, să mă țină low acolo, să mă facă să mă gândesc prea mult, știi? Ascult bubuială mult, bine. Pe lângă faptul că am devenit un manelist împuțit cu live-urile, că n-am cum altfel. Îi dedică pe oameni. Băi, maneaua e ca, nu știu, ca pășina, mă. În România acum n-am văzut că toată lumea are manea, nu acolo. Dar și tu asculti manele. Eu nu ascult manele, dar am fost și eu manelist la vremea mea când eram copil. Nu mă ascult de treaba asta. Nu mă, manele... Bro, nu ascult manele acum. Nu ascult nici ce e la mod, nici ce poate ascultă toată lumea de aici. Da, unele momente, gen, Nu, real ascult orice piesă din trending măcar o dată ca să văd care-i treaba. Deci practic poți să zici că ascult și o manele dacă e să așa. Dar nu e gustul meu. Nu e și îmi place. Îmi plac unele melodii. Adică mă duc chitit, bă, vreau să ascult piesa aia. Și de asta. Bravo ție. Bravo mie că ascult manele. Ce vă să zic? Ai ceva cu manelare? Nu, la modul... Da, trește. Lasă eu să-și facă treaba. Ce treaba să am eu. Maneliști, manelari? Aia care ascultă? Doar manelist. Nu, până la aia, că am fost și eu manelist cumva. Când ai fost manelist? Am fost și rocker și manelist. Și rocker? Da, dar când zic rocker, nu te gândi de la cu negru, cu de-alea. Pur și simplu, ascultam muzică rock și îmi plăcea. Am fost manelist. Ce melodie asculti acum? Scola generală. Ce? Ce melodie asculti acum? Ce tip de muzică? Clar, ascult hip-hop, nu? Îți dai seama? Ok, hip-hop. Mă, știi că ai văzut că... Eu ascult Eminem, Kendrick Lamar. Dacă iei să vorbești de trap, ascult Travis Scott. Dar tu nu faci trap? Fac trap, dar depinde ce înseamnă trap pentru români. Înseamnă trap să cânti despre pizde, despre arme, despre droguri și să te flexezi cu niște haine scumpe și cu mașini închiriate. Ideea e că... și cu ceasul. să nu uităm. Okay. Și gen... pentru mine trapul înseamnă mult mai mult atât, înseamnă linii melodice, înseamnă cât de șmecher știi să folosești poate autotune-ul ăla, ce faci cu el, dacă bași niște dume lirică... Explică-le oamenilor care e diferența în opinia ta dintre trap și rap. Că nici eu nu știu bine. E strict doar modul de interpretare și sound-ul în sine. Cred că asta e diferența între rap și trap și asta se numește doar în România. În străinătate, rapul și trapul este același lucru, se numește hip-hop. Și când câștigă cineva best hip-hop album, poate să câștige astăzi Kendrick Lamar care face rap sau poate să câștige Travis Scott sau Migos sau Cardi B sau orice altceva care e considerat un curent trap. Ah. Asta e diferența de sound și e doar un termen. Tobele, în primul rând, sunetele care sunt în beat-ul ăla, apoi modul tot de interpretare, când începi, când termin, câte cuvinte, câte linii melodice, câte fraze. Iar la rap ești, tot ce vreau să fac în viață, e total cumva diferit de... Care... Ai ascultat, da. Ai ascultat artiștii ăștia care s-au dus, gen recent, nu știu, recent? Vorbim ultimii Tentacion ani. Sau altfel. Tentacion, Pop Smoke, Pop Smoke, Mac Miller, Nipsey Hussle. Da. Am ascultat. I-ai ascultat?
la nivelul... Bine, mi-a ascult pe ăștia care îmi plac mie, pe adevărat. Nu, da. Patentacion mi-a plăcut foarte mult dintre toți. Ce îți plăcea la el? Îmi plăcea înainte să se ducă să moară, îmi plăcea ceea ce încerca să facă mai nou. După ce el toată viața a promovat satanismul, poți să-i spui dracu, să fie el acolo cumva în modul ăla și să-i ducă pe copii și pe toți într-o zonă de căcat a vieții, cumva s-a trezit la realitate și a încercat să-i trezească pe toți, să facă alte lucruri cu oamenii. Și m-a atras și pe mine treaba asta la el. Care e cea mai frumoasă colaborare pe care ai făcut-o în România? Fiecare colaborare e frumoasă, bro, nu există cea mai frumoasă. Atât din cât o faci, e superb, ai colaborat cu cineva. S-a plăcut ție în acele mai mult sau la modul ăsta? Nu există așa ceva, mi-au plăcut toate, bro. Că altfel eu nu fac colaborare, eu nu prea fac colaborare decât dacă îmi place cu adevărat. Ce ți-a rămas cel mai întipărit în minte, na? Tu înțelegi ce vreau să zic? La modul ți-a rămas acolo, bă, chestia aia pe care am făcut-o cu ăla mi s-a părut cea mai tare, pula mea. Păi asta e, că nu există astfel. Pentru că nici nu știi ce urmează. Deci nu ai nici o melodie, nu ai nici... A, ok. Că nu ai nici cea mai tare melodie a ta, nu ai nici cea mai tare colaborare a ta. Deci înseamnă că... Păi dacă ar fi cea mai tare, bro, eu de ce aș mai face cea mai tare treabă? De până acum. Dai seama. Nu există așa ceva, există... Deci cea mai tare de până acum nu există? Nu există bro, așa ceva, că astăzi îmi place una, astăzi mine îmi place alta de la mine. Ce de stare. Mie mi-a plăcut să cânt... diferit. Astăzi când de dragoste, mâine când de ganja, poi mâine când de tovarăș, după aia când de frate, după aia când de bulangii, după aia când de viață, de masoni, de politic. Cum spui tu? Cum îți alegi prietenii? Prieteni, oameni care te cojoară și oarzi cu ei, na. De prieteni? Da. Cum ți-i alegi? Care sunt criteriile lor când stau pe lângă tine? Păi omul cu care oarzi. În primul rând, de modul cum gândește și ce principii ale vieții are cu adevărat, adică ce îi place să facă, cum vede lucrurile, cum gândim asupra unui subiect comun și în primul rând cât de adevărat e el în opinia mea, că ce pot eu să-mi dau seama de la adevăratul ăla, asta clar, îmi dai seama. Și părerea pe care ți-o faci tu. Da, asta contează. Încerci să schimbi părerea despre un om, în general? Adică dacă ți-a dat un vibe negativ, da, întotdeauna mi-ar plăcea să nu fie neapărat așa și să fie doar, hai mă, să-l înțeleg și poate nu e așa. Faci treaba asta? Întotdeauna. Deci întotdeauna. Îi cauți. Da, deci nu accepti ideea că omul e... Bulangiu și atât? Da. Nu, niciodată. Omul e bulangiu de niște motive. Întotdeauna. Și accepti motivele alea? Personale sau... Le accepti? Gen... Dacă le accept? Da. Bă, le accept, dar le-aș schimba. Dar el e spui să le schimbe? De fiecare dată. Și dacă el nu vrea? Atunci nu suntem prieteni. Deci atunci se termină tot. Da, sau... Și dacă le schimbă, nu consider că l-ai schimbat tu? Păi, stai puțin, nu, asta zic, nu e prietenul meu. Prietenul meu nu e unul care îi spune să schimbe lucruri. Prietenul meu e unul care vine și nu te să schimbe nimic pentru felul lui care este. Deci omul cu care te înțelegi din prima și pe prima e pe felul tine. Nu trebuie să schimbi tu lucruri, din contra, trebuie să evoluezi lucrurile pe care le ai. Împreună cu mine, să le evoluăm împreună ca... Cât înseamnă cariera ta până? Cât? Care cariera ta, practic, până acum? Câți ani? De cât Real, fac asta de când eram copil mic. Nu există ani să zic așa, de când îmi place să fac asta. De când e oficial pe internet, se fac 7 ani în 2021 acum. 7 ani? Da. Cât de mult te-a schimbat hip-hop? În totalitate. Da? Nu mai e nimic din... Absolut nimic din ceea ce exista cândva. Da, dar asta nu, dar nu hip-hop-ul. Nu hip-hop-ul m-a schimbat. M-a schimbat întreaga societate, întreaga viață, etapele vieții. Dă-mi o părere. Dacă vrei, ai văzut noul stil, nu știu ce pula mea e asta, trapmanele? Trapanele? Da, normal. Ai face o colaborare, nu știu, cu Țancă, cu Copilul de Aur? N-aș face așa ceva. Asta nu pentru că mă deranjează sau ceva de genul ăsta, pur și simplu în cultura mea pe care o văd eu, ce înseamnă, ce reprezintă hip-hop-ul meu pentru mine. Și deci e altă viziune, practic. E total altceva, e ca și cum un rocker ar face asta mâine, e exact același lucru. Nici din partea aia nu s-ar vedea prea bine, nici din partea aia. Ai văzut ce a apărut, nu? Adică au fost niște colaborări. Mâncați-și gura ta. Pe mine, dacă nu-i vrei să spun, mă dau peste cap. Real, omenește vorbind, mi se pare ceva interesant. Ok? Mi se pare ceva interesant. Pe asta mizează și conceptul, cred. Bă,
Ce pula caută Macanache cu... Da, asta cu... e ca și cum te-ai luat în brațe cu unul care ți-a omorât mama. Mamă, măcarță. Bună asta. Bună asta. Gen... N-am gândit-o niciodată până acum așa, să-mi bag pula. A fost capac la urechea asta. Da. Deci n-ai face, practic nu ai, bă, ești altă, în altă. E ca și cum oamenii dacă cânta altceva ne-a omorând mama sau doamne. Da, mă, dar nu mă refer că nu-ți place, fie. Dacă îți place sau nu-ți place, bă, nu. Țancă. Mă refer la doamne, ferește, bro, dar puțin nici măcar nu am auzit când ai zis Țancă, da? Țancă, uraganul te refer. Nu, doamne, da. Să-i dea Dumnezeu tot ce își dorește asta porumbea asta cu aia. Nu ai nimic cu el, dar mă referam, nu ai pace, nu te-ai băga în conceptul ăsta. Nu știu exact cine e, nu-mi pare, mă interesează la mine. E un cântăresc de pop. Știu că face manele, dar nu știu mai mult încât să zic eu, doamne, să mă deranjeze pe mine el că există sau că își face treaba felia lui, ești nebun la cap. Deci nu te-ai băga, nu ai face așa ceva. N-aș face eu o piesă cu el, de exemplu. Sau fii atent, dacă aș face o piesă cu el, n-aș vrea să cânte manele el și eu să cânt rap, ok? Cred că asta este. Poate faceți o piesă pe rap amândoi sau poate te-a pus de manele. Da, nu-l vezi pe Țancă, uraganul aici să tragă frumos două, trei versuri? Sau versuri, mă, o strofă măcar acum. Dacă vrei fac niște versuri superbe, nu costă așa de bun. Și sunt cele mai bune. Cine are acces la studioul tău? Poate să uită oameni care vor să facă o piesă. Bă, oamenii au acces, doar trebuie să înscrie și îți dai seama. Care-s criteriile după care accepți un om? Că nu poți să iei pe fiecare totuși. Bro, le cer ceva înainte ca să știe, genul niciodată, mă. Niciodată, mă. Omul înscrie, salut. De obicei, oamenii care vin la mine, vin pentru că au încredere să vină la mine, din ceea ce au înțeles ei de pe internet că sunt eu, și au încredere să vină. Și oamenii care vin, de multe ori sunt oameni care s-au apucat de muzică pentru că m-au ascultat pe mine și mulți alții de asemenea, și eu ofer oportunitatea să vină la noi, să facă treaba asta. Deci, practic, tu, oamenii care fac piese la tine sunt și cumva un mini fanbase, să zicem. Întotdeauna, de cele mai multe ori, că unii eu care nu mă cunosc și aud de la un prieten care mă cunoștea, corect, sau așa, și, corect, corect. Și vin și fac. Și cât costă o piesă, dacă poți să spui, de la zero până la final? Da, sigur. Nu mă interesează ce sume au alții, în primul rând, vă rog frumos să nu ne peste vreodată treaba asta, pur și simplu la mine este 50 de euro, 250 de lei, spun eu, să înregistrezi o piesă, nu există termen, tragi două ore sau o oră, tragi, pune-ți-se bine piesa aia, ok, să iasă cum trebuie. Și mix master e inclus în treaba asta. Când zic asta e 250 de lei, că, și să faci piese, muzică, mulți oameni nu știu. Să faci muzică, sunt mai multe moduri de a face muzică. Uh-huh. Cumperi un instrumental, care instrumentalul ăla este pe canale, ai feat-uri, toate lucrurile astea contează. Mai multe voci înseamnă mai multă muncă. Dacă instrumentalul este pe canale, pe canale însemnând fiecare instrumental este format din mai multe sunete. Cu toate alea sunt separate între ele. Unul e kick, unul e snare, unul este... Fiecare este altceva. Și atunci tu ai mai mult de muncă. Atunci treaba aia costă mai mult. Dar de obicei oamenii vin cu un beat pe două track-uri, se numește MP3 sau WAV. Adică vine așa cu beat-ul, ia beat-ul, frate. Și el se duce și își cântă vocile și își face treaba. De obicei asta costă 250 de lei. Dacă mai are și vreun feat sau ceva, de obicei costă 100 de lei un feat în plus. Uh-huh. O voce de aia nouă. Pe deci pentru un om care vrea să-și scoată o piesă... 250 de lei. Bă, e super ieftin. Da, știu, e foarte ieftin. De ce fac asta? Pentru că eu când m-am apucat de muzică la Watcher era 60 de lei pe vremea aia și rupea topurile încât venea toată lumea la el și calitatea era peste... așteptările de 60 de lei, înțelegi? Adică asta fac și eu, tu dai 250 de lei, dar îți garantez că unde dai 200 de milioane, s-ar putea să fie la fel. Păi, dar de ce ai dat, bă, 200 de milioane la altă? Există vreo sumă care sare de vreo, nu știu, 50 de milioane, 100 de milioane la o piesă? Normal, bro. What? Bro, există 3.000 de euro, cam de la 2.000 se pornește în a face o piesă la o casă de discuri, ca tu necunoscut, un om, eu sunt Lucica și mă duc la tatăl meu să mă ajute să fac, așa se întâmplă de cele mai multe ori în treaba asta. Uh-huh. Și au bani, obicei, dacă vorbim de sume de astea, vorbim de bani atunci, nu? Da. Și te duci acolo și faci treaba asta, acolo nu există suma asta, 250 de lei să tragi sau nu știu ce, sunt bani, bro, se lucrează pe bani, oamenii fac bani. Sunt oameni care îți ascultă melodia pe 2000 de euro, tot albumul, doar ca să-ți ordoneze piesele între ele,
Dar așa se lucrează la nivel mare, la case de discuri mari. Nu dau nume, dar știe da, toată lumea. Orice artist ăsta mare cu adevărat, pe ăsta pot să-l zic gen neapărat. Uite, să zicem un artist ca Smiley, ok? Smiley plătește la un moment dat oameni în care să aibă grijă de întreaga lui producție și chiar unul dintre oamenii pe care îi cunosc eu, din branșa lor care fac treaba asta, mi-a povestit că el și-a luat suma asta de bani doar ca să ordoneze aceste piese pe album. Bă, dar ce piesa 10 pună pe piesa 2, piesa 7 pună pe 3, asta? Sunt oameni care vin și îți zic doar, bro, parcă aș tăia refrenul ăsta, parcă l-aș pune pe ălaltul pe lângă tine pe piesă. Și lucrurile astea costă cu adevărat în mafia muzicii. E o mafia muzicii? Da, e o mafie, normal. Deci 250 de lei dacă vrea să-și facă cineva o piesă la tine. Da. E decent. Și ieftin, mă. Ieftin. Și oamenii... Știi, uneori mai îmi zic unii, cu aia tu vrei să dai piața peste cap, ce pula mea înseamnă asta? Bro, ăla cere atâta și tu te duci să-i dai. Eu și cer atât și ei, te deranjează că îmi dai mai puțin. Te lovești de chestia cu prostia la care dă, nu la care cere. De ce? Că dacă tu apari și faci aceeași treabă la 250 de lei pe care faci ăla la 1000 de lei... Ăla nu mai face la un moment dat, e clar asta. Da. Asta e o mafie și el o să vrea să-mi facă rău pentru treaba asta. S-a întâmplat să-ți facă cineva rău pe treaba asta? Cu banii, cu asta? Faptul că tu faci piese mai ieftine poate de față de alții. Nu, dar mi s-a întâmplat să mi se reproșeze treaba asta. A, s-a reproșat. Și mi s-a reproșat treaba asta și mă doare în pulă. Nu-mi pasă cu aia pe cât îți valorezi tu lucrurile și că tu ești un pulangiu care ceri de la un om care își dorește și el să fie ca tine sau să facă și el o melodie, să fie și el acolo în pula mea, își dorește și el din suflet asta și tu îi ceri 200 de milioane când îi faci reducere cu aia. Pentru că așa se întâmplă că tu ești un nume șmecher care produce bani. Și gen, pentru mine asta nu e șmecherie cu aia. Eu m-am chinuit, eu mi-am făcut albumele pe datorie. Eu mi le plăteam la lansare, bro. Eu nu am fost un băiat cu banii viața asta. Ai mei s-au despărțit de mult, am rămas doar cu mama. Mai merge, scuze-mă că te-am scuz de asta. Nu vreau să te bag acolo. Bă, nu, mai merge, mai merge treaba asta cu vândutul de... Cu ai zis că scoți album și la lansare... Să vinzi albume? Da. Nu, cred că lumea ascultă pe streaming acum. Cred că de acolo să faci banii din ce observ eu așa. Bine, principalul de bani, adică din Spotify, din Apple. Cum faci bani pe Spotify? Te ascultă lumea și faci bani, nu? Da, ca YouTube? Ca la YouTube, da. Ah. Că faci mai mulți bani acolo. Și ăia din ce? Din ads-uri sau din ce fac ăia bani? Normal, întotdeauna ads-urile se fac. Păi și ads-ul cum ți-l bagă? N-am ascultat niciodată pe Spotify, mă crezi? Păi înainte de melodie, după melodie. Ah, deci tot la fel ca pe YouTube, mai că nu-i pe vizual. Pe ecran îți apar diferite reclame, chestii. Ah, ok, deci ca Spotify. Cu cât petrece lumea mai mult pe aplicații, cu atât aia face mai mulți bani în pula mea. Da. Și pe ce aplicații stai? Pe YouTube, care stai mult, că te uiți? Pe Spotify, că asculti muzică multă. Adică din ce am înțeles, se scot... Dacă scoți un album și ești cunoscut, încât se știe toată lumea, cred că poți să faci undeva pe la 80.000 de euro, 100.000 de euro, 50.000 de euro, doar din streaming-uri și toate treburile astea. Mamă! Bine, deși mamă, că dacă tu ai spus... Doar din YouTube se fac bani greșiți, gen nu se fac așa de mult la modul ăla pe muzică, cum fac alții din YouTube. Da, sunt oameni. Adică ai un ăla de 20 de minute, ești nebun, păi mai ai rupt totul, gen că... Omul stă cu reclama aia acolo, una care stă non-stop cât ai stat 20 de minute, apoi mai bași tu pe la mijloc, mai bași și la final, mai bași și acolo. Pe lângă toate astea, se uită oamenii în continuu la treaba asta, pe un video cu 20-30 de mii de views, dacă e destul de lung, poți să faci, nu știu, mulți bani. La un moment dat, să vezi, nu știu. Poți să faci așteptam să zic, Okay. Bă, destul de mulți bani încât dacă ai 10 videouri de alea, ajungi la peste 1000 de euro. Cu câteva zeci de clipuri de alea? Bă, fii atent, să zicem că scoți pe săptămână 10 videouri de 20-30 de minute. Bă, dar 10 videouri? Bine, 4 videouri. Mai stai bă, că noi nu suntem puterea dragostei, mâncați-i și pula ta. Și nu știu ce pula mea face YouTube-ul. Că normal, dacă eu îți repostez ție melodia, practic, tu ar trebui să-mi iei bani, da? E content, bam, dai claim, tu mi-e bani din clip. Adică cum pula mea să fac eu bani pe melodia ta, corect?
YouTube-ul să-mi bag pula, a schimbat, nu știu ce a făcut, să duc și la aia bani, dar îmi dă și mie bani. E ceva normal, asta a fost de când lumea, numai că acum e vizibil. Dar nu e normal. Dar bă, pe cine e normal dacă păi tu asta mă, dacă e melodia ta și eu o pun și eu n-am creat nimic, doar ți-am luat melodia asta, ți-am pus-o. Da, poate vin, nu în cazul meu, dar în cazul altora, poate când dai tu play la melodia aia mai vin încă 3000 de oameni. Poate dacă a scos melodia aia lui Travis Scott în seara aia când se lansează, îți vin 80.000 de oameni. Și în cazul ăsta, tu ai făcut niște bani pe care nu i-ai împărțit cu cine ți-a adus banii aia. Și atunci YouTube a dat niște legi în care tu nu mai voi să folosești treaba asta fără să îi dai și lui dacă el vrea. Și dacă el vrea înseamnă când îți dă claim pe claim. Da. Practic. Dar de multe ori claim-ul e automat. Eu, de exemplu, păi, da, am cu Believe Music contract din ăla, care au grijă de distribuția mea, da, și de YouTube-ul meu. Și orice melodie care îți dă, eu, care apare de la... Dacă urc o melodie, nu neapărat pe YouTube, dacă urc pe YouTube Music sau urc pe alte platforme de streaming, atunci își generează automat și ție acolo, chiar dacă ai ascultat doar câteva minute. Uh-huh. Și trebuie să mă duc eu să zic, vă rog frumos să scoateți asta de acolo. Nu știam, să-mi bag pula. Uite, sunt niște chestii pe care nu le știam. Și le afli pe parcurs. Unde crezi că se oprește omul din foamea asta de a, de a, nu de a evolua, că eu cred că evoluezi până la sfârșit, să-mi bag pula, până când caput, pui mâna și te-ai dus. Când se oprește omul, când se mai calmează minim din fuga asta, că e o goană la toată lumea, n-ai cum să nu zici că e o goană. E o goană după, fiecare are o goană. După, tu după muzică, eu după a fi cunoscut sau a face treaba. Când crezi că se mai potolește omul din toată răutatea asta? Pula? E și răutate. E o răutate. Dorești să fii cineva și apreciat, nu e o răutate. E ceva normal atât timp cât asta înseamnă să fii cineva. Chestia asta că vrei să fii cineva aduce răutăți fără să vrei. Chestia asta că faci muzică aduce răutăți fără să vrei. Când crezi că se oprește omul la un moment dat? Are un termen când se mai oprește sau se mai domolește? Când o să încep să se întâmple lucruri în viață cu aia, da? Care să-l rănească cu adevărat. Cum ar fi? O să dai un? Îi depinde de valorile fiecare și înseamnă pentru ei lucruri care îl pot răni. Nu știu. Deci, de exemplu, pentru mine, o chestie de... Lucrurile nu mai încep să mai aibă sens și se întâmplă numai răutate, atragi numai rău, prietenii fac chestii. Poate oamenii pe care iubești încep să-ți facă lucruri. Te cerți cu familie, te cerți cu prieteni, te cerți cu oameni, că-i devii tu mai rigid, mai prost, mai al dracu. Încep, la un moment dat te trezești la realitate și realizezi că viața nu ți-a adus nimic bun pe partea aia când credeai că asta înseamnă fericirea cu adevărat. Mm-hmm. Știi, mama, am toate, am bani, am vios, mă știe lumea, pac, dar după aia... La un moment dat mai rămâi singur, așa cu aia și zici, bam, toate astea, mâncați și pula ta și cineva sunt șmecher, am reușit, pula mea, dacă ies acum, mă știi toată lumea, pula da. Păi da, nu cred că doar asta să te știe lumea în pula mea. Nu, Doamne ferește. Principal. Nu, dar asta văd eu că e pe România cu aia. Pentru mine asta mi se pare că vrea toată lumea, să-i știe și pe ei oamenii, să îi vadă și pe ei, să aibă și ei like-uri, doamne, oameni mie îmi dau mesaje în continuu în care îmi zic, dai și mie un like la asta, îți dau like la altceva, bro, am 26 de ani, nu-ți dau like ca să-mi dai like, asta clar niciodată nu se întâmplă. Adică omul ăla de ce vrea asta, copil fiind, care nu e, nu vrea asta? Are mindset-ul, frate, are un mindset. Păi își dorește mindset-ul meu... vede la alții, nu? Tu... Când ai acolo, când ai milioane de copii, mii de copii să zicem, și le zici tuturor, hai băgați, vreau frumos un like acolo și nu știu ce, și vede că faci niște numere. Stau foarte prost la capitol. Da? Nu știu, am dat doar un exemplu, așa îți dai seama. Știi, te uiți pe statisticile canalului tău. La mine? Da. Dar nu, eu știu ce înseamnă să fie bine și ce înseamnă să fie rău. La like-uri, la asta. Nu, la statistici, la publicul tău. Da. Ce tip de, ce segment? Se uită mai mult neabonat decât abonat. Nu, mă referam la vârstă. Da. La mine începe de la 22 în sus, dar da. Adică acolo e cea mai mare aia. Dacă vrei că ne putem uita împreună. Eu am mă uit la mine. Eu aveam 4,7% până acum vreo 3 săptămâni și a mai crescut în ultimul timp. Apropo, ai văzut că a picat azi YouTube-ul, da. Mamă, grav rău de tot. Și serviciile Google, de fapt. Bun, date statistice public. 5%, nu? Ce anume? Unde ești?
În ultimele 28 de zile sau toată viața? Nu, frate, te duci pe stânga. Da, și-am ești dat... pe YouTube Studio, nu? Da, și-am dat audio. Nu, dă-i înapoi. Nu, tu ești pe un clip. Eu mă referam pe YouTube Studio să intri. YouTube Studio aplicație. Vreau să pe YouTube Studio aplicație. Așa, și te uiți la public. Asta a, aia, da. Și 13-17, nu, ai 0%? În ultimele 28 de zile. Nu, per total. În toată viața asta da. Am 0,8% între 13 și 17 ani. Am 66% între 18 și 24 de ani. Am 29% între 25 și 34. Cum pula mea ți arată la 13-17 ani 0,8%? Nu mă ascultă copiii la modul ăla. Pentru că eu nu sunt un șmecher după internet care să vrei să te uiți la el la modul ăla care... Eu sunt un om care te învață alte chestii și pentru copiii ăștia sunt plictisitori. Și la ce stigmează cel mai bine? La 18-24. Deci, practic, cumva copiii te văd plictisitor? Nu, nu, pur și simplu nici măcar nu cred că îmi dau vreo șansă sau așa, pentru ce să îl atragă pe ei la mine? E când vii prea cu mesajul sau... Nu? Adică nu se intergăsesc cu mesajul ăla. Pe mine mă ascultă copilul ăla când îi vorbesc că fumez niște marihuana. A, da, am înțeles. Am înțeles. Deci e... Mamă, mâncați și până ta. Uite, nu știam treaba asta. De fapt, nu cunoșteam. N-aveam nici de unul să știu, dar nu... Dacă mi-o ziceai tu așa, fără să văd eu, nu credeam. Bă... Dacă ne uitam de acum, nici eu nu știam așa de mâncare. Bă, să-mi bă pula, da. Bă, sub 1%, bă! Sub 1%, bă! Știi că eu sunt cel mai tare om pe statistica asta, 13-17 ani, dintre cât da? Știu eu? Ai ce mai mult? Avea ce mai puțin! 4,7% și acum ai venit tu cu 1% și mai dat peste cap să mă sub 1%, 0,8%. Acum uite, dacă o să mai vorbesc cu cineva de statistica asta, o să zic, bă, uite, bă, Nelly, știi care e 0,8%, mă, cu aia? Cred că nici ăla nu o să mă creadă aici, mă. Ăla o să fie un om care, du-te, mă, am pula mea aici. Și că sunt alții care au 45%. Mâncați-i și pula ta, cum adică? Contentul pentru copii direct. Păi și? Păi, dar stai un pic, tu crezi că Max Infinit are 2% copii? Zic așa. Bro, dar eu cred că întregul content de blogăreală în sine e urmărit foarte mult de tineret, de copii da, ăștia. Da. De nu poți să compari muzica pe care o faci, nu poți să o compari cu tipul de nu, pentru că copiii de vârsta asta ascultă trap, ascultă muzica care e pe TikTok, da. Să zicem. Ce părere ai despre ultimele melodii așa? În general, ce iese în România? Bă, mie nu-mi place. Nu susțin. Nu mă deranjează la modul încât să... fiu așa... Crezi că vi se, nu știu, vă afectează cumva pe voi? Da, clar. Cu dar ce? Și pe tine te afectează. Și pe mine? Da. Cu ce? Te face să trăiască, să-ți placă niște chestii care poate nimic nu să-ți placă. Doar ca să te placă copiii aia când te rog. Dar stai că eu nu-i fac, nu știu, fac acție acolo. Bine, un vlogger, ok? Da, da. Când un vlogger basic. Când zic tu, mă, nu zic de tine, da, neapărat cu aia la modul ăla. Ok. Vlogger, gen pula mea, ok? Un vlogger pula ta. Nu te afectează cumva când îți cere tot chat-ul ăla, să zicem bagă melodia, bagă melodia, bagă melodia, bagă melodia. Stop România, stop, fă reacție, stop încât România. Încât unii au ajuns să facă reacții la melodiile alea doar, că merge. Doar pentru că sunt views-urile alea atunci. Păi da, dar și eu am făcut treaba asta. Pentru views-urile alea? Da. Bravo cu aer, mulțumesc că măcar zice asta. Uite, păi, bă, da, aia zic asta, nu, aia zic că e tare melodia asta. Ce mișto, îmi place melodia lui ăsta. Păi, bro, și după închide melodia și trage la moie. Nu, dar eu am și zis că nu-mi place piesa, știi? Adică am fost prost până la capăt. Bă, fac asta doar pentru views-uri. Dar vă și zic că nu-mi place piesa. Nu o iau în brațe și o înjur. Și de ce? Că mi-am dat seama că am avut un moment în care eu am înțeles algoritmul YouTube, știi? Că de-aia și cresc acum până la că fac toate chestiile aia care sunt bune și YouTube-ul vede. Băi, am absolvit în pula școala la YouTube și YouTube-ul zice, uite, bă, ăla e bun, haide, mă, bine, mă, drag, m-am mutat din ultima bancă, mă duci câte o bancă mai încoace, știi? Până ori să reușești să ajung în prima bancă. De ce nu poate coperta YouTube-ul în România? O să vină, normal. Dar am înțeles că trebuie să fii cu trendul, frate. Și trebuie să rămâi mereu pe trend, să fii la zi. Și ce ca să faci? Ca să crești cu adevărat și ca să faci? Ca să, e numărul unu asta, trebuie să fii în trend. Nu da, să fii așa. Da, știi ce e urât? E că pe YouTube, de exemplu, nu prea, reușești foarte greu dacă omiți câte o chestie de asta. De exemplu, domnule, nu fac reacții la melodia lui ăla, că pula mea, nu mai fac eu reacții, că nici eu nu mai fac reacții, știi? Am făcut câteva reacții. Și la melodia voastră am făcut reacții, la Atacul Imogen. Dar nu am mai vrut eu să mai fac cu aia, nu mi-a plăcut mie feedback-ul sau nu m-am simțit eu bine, știi? Și m-am lovit de chestia asta, bă frate, e greu când nu mai faci.
Pentru că atunci când am făcut-o, YouTube a zis, e, bun, ce faci, mă, ia vină, m-a văzut. Și când am mai făcut-o, YouTube-ul nu m-a mai văzut și m-a durut în pula mea. Dar crezi că YouTube-ul nu te-a mai văzut sau pur și simplu? Bă, e doar o... Aia te-a luat oamenii din partea lor ăla, cum am zis și eu atunci. Nu, cred că e doar partea. Și că de-aia ți-apare acolo copilul. Sunt particele de... deci... Nu vrea să-ți vadă părerea ta, vrea să vadă ce părere ai de ceilalți. Păi de-aia să fac părerile. Nu? Vrea să vadă ce părere ai, mă, tu de ceilalți. Să vadă dacă e la fel ca a ta, bă. Sau ca lui. Sau pur și simplu. Curioasă părerea ta? Și așa, da. Că tu ești un om care influențează la rândul tău alți oameni, părerea ta contează. Mi-e frică de termenul ăsta influencer. Bro, asta suntem toți care... Mi-e frică, dacă îți scrie mâine un om care zice că îi place foarte mult ceea ce faci tu și că până la mea, tu ești influencer cu aia. Termenul ăsta e foarte prost, nu? Dar nici nu trebuie să existe influencer. Dar asta... Că influențezi părerea lui. Asta facem, de fapt. Mi-e frică că, nu știu, mie că o dau de bară vreodată, știi, și nu involuntar, e involuntar. Și atunci am pula mea, gen, ajung și eu pe la pușcărie sau pe la... Da, uite cum a făcut Colo, nu? Ba, mă, bă, am vorbit despre treaba asta, da, mi se pare un bullshit. Bă, și așa, și așa, mi se pare că a fost dat ca exemplu, știi? Adică, mi se pare că a picat el pentru mai mulți, știi? Asta clar, mi se pune problema. Da, adică a fost un... După aia s-au oprit mulți alții care făceau poate mai rău. Și eu și mulți prieteni de-ai mei. Adică a fost un semnal la, bă, avai, dai un pula mea un pic mai grijă. Eu în ultimul timp când vine vorba de așa ceva și aș putea să mă duc un subiect ăla, ies, fug, nu știu, nu te plan, dau cu piciorul singur în cap. Nu știu, bă, mă duc să mă piși. Fug, știi? Nu stau să fac treaba asta, pentru că tocmai a fost un precedent, mă. L-a dat drept exemplu. Deși și el a greșit. Da. Dar înțeleg de ce a greșit. Pentru că fac treaba asta și pentru înțeleg. Pentru că la un moment dat ajungi disperat să faci vizualizări nu. Și să... Ba da, bro. Nu de vizualizare. De chatul ăla, frate. De chatul ăla, dacă vrei să-i disperat să-i iubești, să fie tare, da. Să-ți zică toți, la bravo, da. Coaie! Și e normal să fie așa. Păi, da, mă, aici îți pierzi controlul și ai face orice ca chatul ăla să mai facă așa, coaie. Și la un moment dat, dacă trec... Dar orice. Bro, ai văzut ultimul caz, fiate că nu știi. Vorbim strict de subiectul de ce a făcut cu Cora. Da, asta, ok, s-a lăsat dus de var cu aia, da. Pentru chatul lui. Asta ar trebui să-l respecte puțin oamenii lui. Nu să ne înjure neapărat. Nu să știi că am văzut că oamenii îl susțin. Foarte bine cu aia, cumva, gen, dacă oamenii îl susțin. Doar că e afectat, frate, că de ce să-i tragi la muie cu aia? Mai bine îi spui părerea ta, bă, poate nu mi-a plăcut. Bă, dar știi ce e dur? Că și ce a zis el cumva a lovit mulți oameni. A lovit mulți oameni și rău de tot. Pe unii i-a lovit în bine, gen că l-au susținut, și pe unii i-au lovit în rău, ca cei care l-au tras jos, știi, și s-au autosesizat după atâta timp. Și iar revenim la chestia cu păreri și cu totul e sensibil în jurul nostru și cu pula mea nu ai voie să mai zici nimic și ne băgăm pula în... Da, cenzură. Că până la urmă, dacă este așa atât din cât ai niște oameni, trebuie să fii responsabil cu aia. Nu poți să... Să știi că ai un public de peste 40% și a 13-17 ani și tu să zici că ai făcut-o pe una de îi sparge pizda în ea. Da, dar e noua. Doamne ferește cu aia. Dar mă rog. Ai făcut cruce și ai zis Doamne ferește. Da. Băi, bine, crucea normal vine de la Doamne ajută. Mâine, celebrul rapper Nelly se duce la pușcărie. De ce mă eu? Păi ai făcut cruce. Sunt sensibil, mă, vezi? Orice poate fi interpretat. Bă, dar e normal, nu suntem oameni, nu e logic să fii sensibil cumva. Dă-i un sfat unui om care te ascultă acum, cum să evolueze personal. Bă, e greu mă să dau eu sfaturi cu aia. Ce pula mea dau eu sfaturi? Ce mă face pe mine? Ce-a mers la tine? Dar nici nu știu dacă a mers până la urmă, nu? Simți că a mers. Ce te-a făcut cine ești acum? Cu ce sunt, gen. Un om vrea să evolueze personal. Bă, strict, doar ideea de a nu căuta rău altuia și a face bine cu adevărat, gen. Bă, îmi fătă treaba mea și da. Ce fac eu să te ajute și pe tine cumva. Să-ți vezi de felia ta. Da, cred că asta e o caracteristică. Să n-ai treabă cu aia cu ce face altul față de ce faci tu sau ce se întâmplă în lumea asta cu adevărat. Din punctul ăla de vedere, mă uite, bă, ăla face nu știu ce, ăla face nu știu ce. Vezi de treaba ta cu aia și o să reușești să faci lucruri care... Pe care nici măcar nu ți le poți închipui. E ok să te placă toată lumea? Ce înseamnă asta? E ok să te placă toată lumea? Sau nu e ok? Nu cu aia, că sigur nu te plac mulți cu aia care se dau că te plac. Și ce faci cu aia care se dau că te plac și nu te plac? Le tragi la muie.
Băi, mamă, încărțișoare. A fost un almangare, un galman. A fost un mix de sambapula, dacă n-aveam nici cea mai mică idee că așa o să iasă podcastul ăsta. Băi, a fost of the don. Sambapula, dacă nu, ne-am apucat și am dat despre când o să stau la editul ăsta, asta e o... Când o să stau la edit, o să stau așa, cu o cană de cafea la 6 dimineața, așa o să le editez. O cană de cafea la 6 dimineața, cu o țigară în gură, eu în chilos, după ce dau o labă pe Pornhub. Chiar dacă mă fuțe la cu nevastă, da? Eu în camera mea de gaming, că am și o cameră de gaming, stau așa după ce răstrăini și editez, știi, doar cu mouse-ul dau cut-urile și iau așa, că așa fac eu, așa editez prima oară, știi? Când intru un podcast, le pun cap la cap și dau cut-urile. Și apoi dacă vreau să fac o colecție de culoare, o colecție de sunet, dacă vreau să pun o muzică adiacentă, știi? Da, da. Și așa o să fac. Dar sunt curios și ce rămâne în capul omului. Cei care s-au uitat la noi, da, aici, da. Vă-ți garantez eu că o să le placă poate mai mult decât crezi. Da? Da, cu aia, pentru că nu vezi asta în fiecare zi pe internet, o discuție de genul ăsta între oameni care dacă te așteptai să vorbim despre cum ne băgăm într-un continuu și facem și Caterinca foarte mult de pula mea și gen, uite, tu care ești foarte mult pe Caterinca, da, și pula mea, de data asta poate n-a fost neapărat numai Caterinca la mijloc pe întrebările tale. Ai râs mai mult tu? Bă, eu râd mereu cu aia. M-am ridicat să mă simt bine, zic, uite bă, vezi, asta e firea mea, să te fac să râși, tu ai mai venit. Eu râd mereu, adică, tare cum pula mea acolo. Băi, îmi doresc ca oamenii să se fi relaxat mai mult, bă. Că mi s-a părut relaxant. Cum s-a părut? Ia-ți cu aia de-n braț. Cum ți-a părut discuția? Bă, mi s-a părut de regulă. Pe lângă faptul că noi măcar nu ne cunoaștem așa, da, de mult, ce până vrei să vedem? Așa de mult? Nu ne cunoaștem deloc, băi, prima oară când ne vedem. Pula mea. Mă rog, în afară de acum, când până la 4 ani, mama mea, când am făcut-o pe aia, nu avem nicio treabă. Am zis și eu 4 ani că nu eram nici eu cu oameni, nici tu cu a ta, mă, dar nu te-ai prins, bă, te trebuia să rămâi acolo. Da, mă, băi, a fost o discuție între doi oameni care nu s-au văzut niciodată până acum, care nu se cunoșteau, care nu aveau nici cea mai mică idee, probabil doar etichete pe care ți le pui vizuale, că bă, îl știu pe Nelly, că el cântă, sau bă, l-am văzut și pe prostul ăsta pe YouTube și am așa, e Caterinca sau o etichetă așa pe care am pus. Sper să vă fi plăcut podcastul și... Ce să vă zic? Să ne urmăriți pe toate rețelele de socializare, acolo link-uri în descriere, TikTok, Instagram, YouTube și mai băgăm. OnlyFans, Telenu. O să zic acum. A, da, tu așteptai OnlyFans să vină? Nu, a, Doamne, o să-mi fac mă și eu când de OnlyFans. Nu, mă gândeam, o să zic după ce terminăm podcastul, pentru că nu vreau să zic podcast. Am zis odată și nu știu dacă s-au prins oamenii, să vezi o fază tare legată de un podcast. Băi, sper că v-a plăcut episodul nostru, să-l apreciați cu un like, să ne urmăriți pe toate rețelele de socializare, să ascultați și ultimele piese și când o să iasă albumul de la Nelly. Bine, probabil clipul ăsta apare undeva în martie 2022, deci... Scos până atunci? Martie 2022. Bă, cine știe? Doamne ajută! Vă pupăm, boys, sper să ne urmăriți. Seară bună sau zi bună. Să fie bine. Pentru toată lumea.